Dar poate toate aceste lucruri nu s-ar fi întâmplat dacă ar fi existat normalitate și nu s-ar fi comasat aceste alegeri. Pentru că întreba domnul Demeț, o pe bună dreptate, aveți candidat, aveți... Păi noi nu candidăm nici la europarlamentare, pentru că în momentul în care ai unit europarlamentarele cu localele, este clar că este un mare dezavantaj pentru partidele mici, pentru că știm care este structura partidelor mari. Eu sper ca democrația să fie cea care spune cuvântul. Democrație.